Bilanț tragic în Ecuador. Peste 270 de oameni și-au pierdut viața și alte 2000 de persoane sunt rănite în urma violentului seism care a lovit în weekend. Cutremurul cel mai puternic după 1979 a provocat importante daune materiale și a determinat guvernul să declare starea de urgență. Echipele de salvare au desfășurat ample operațiuni de recuperare a eventualilor supraviețuitori de sub dărâmături, în timp ce numeroși ecuadorieni și-au petrecut noaptea sub cerul liber. Circa 13.500 de membri ai forțelor de securitate au fost mobilizați pentru a participa la operațiunile de intervenție și salvare a posibililor supraviețuitori. Președintele ecuadorian Rafael Correa avertizează asupra posibilității de creștere a bilanțului.